Sucurile din legume și fructe sunt utilizate de secole datorită proprietăților vindecătoare pe care le au iată mai jos o listă cu ce sucuri să consumați în funcție de afecțiunea suferită. Sucul de valză ajută la buna funcționarea sistemului nervios și este considerat unul dintre cele mai eficiente remedii pentru vindecarea deficitului de vitamina C. Acesta mai este recomandat în ulcere, constipații și erupție ale pielii, exeme, colite, cefalee, reglează glicemia, purifică tractul intestinal, hrănește țesuturile în profunzime și previne îmbătrânirea precoce. Sucul de spanac ajută la curățarea și buna funcționarea întregului tract digestiv, duoden, stomac, colon. Este un tratament excelent în caz de constipație, balonare, crampe, previne anemia și este un bun aliat pentru prevenirea cancerului, ovarian, de prostată, de stomac. Sucul din ghimbir protejează stomacul de iritația produsă de antiinflamatoarele nesteroidiene și te scapă de migrene. Sucul de pătrunjel este un excelent antiseptic al sângelui, dar și al intestinului, este indicat în cazurile de rachitism și tuberculoză, fiind un excelent remediu în afecțiunile oculare datorate unor deficiențe de caropen. Consumat în mod regulat, are și efecte de prevenire a îmbătrânirii premature. Sucul de celina este diuretic și stimulează eliminarea rezidurilor prin intermediul rinichilor, fluidizează sistemul limfatic, purifică tractul digestiv, combate hipertensiunea și edemele, are un puternic efect stimulator asupra creierului și a metabolismului. Sucul de banane, căpșuni și pere este recomandat contra stresului. Suc de țelina, morcov, ananas și lămâie este indicat în durerile provocate de artrită. Sucul din morcov și țelină ajută bolnavi de ulcer gastric sau gastrită. Sucul de mentă în combinație cu ananas, țelină și morcov este indicat în caz de indigestie. Sucul din spanac, sfeclă roșie, ananas, mere și morcov ajută în caz de depresie. Sucul din mere, lămâi, spanac, țelină, sfeclă și ananas te scapă de oboseală. Sucul din lămâie, spanac, frunze de usturoi verde și măr este potrivit pentru astmatici. Sucul proaspăt de țelină în combinație cu ghimbir, castraveți și mere te scapă de durerile de cap. Sucul de portocale, mere, pepen roșu și lămâie este indicat dacă ai pietre la rinichi. Sucul din sfeclă roșie, țelină și morcov este indicat în anemii, boli pulmonare, constitație, hemoroizi, boli cardiace, detoxifierea organismului și a sângelui, întărirea imunității și în toate formele de cancer. Sucul de cupru este indicat în perioada de convalescență. Sucul de portocale scade colesterolul, îmbunătățește digestia, combate constipația, îmbunătățește tensiunea arterială, stimulează sistemul imunitar. Sucul de morcov este indicat în bolile canceroase, bolile de ochi, hipertensiune, arteroscleroză, infecții, hipercolesterolemie, Adenom de prostată, constipație și boli digestive, anemie. Sucul de popădie este un foarte bun detoxifiant pentru ficat și rinichi, ajută la scăderea colesterolului și a glicemiei, favorizează digestia și funcția biliară. Sucul de cătină stimulează procesele de regenerare celulară, împiedică îmbătrânirea prematură a celulelor și crește imunitatea. Sucul de afine stimulează refacerea florei colonice afectate de medicamente și alimentația procesată. Sucul de rodie este un adevărat anticancerigen pentru toate formele de cancer, dar în mod special, în cazul cancerului de prostată, însă ajută și la tratamentul infertilității. Sucul din mere, pere și portocale întărește sistemul imunitar. Combinația dintre sucul de portocale cu ghimbir, mere și țelină te ajută să dai jos kilogramele în plus. Sucurile din afine și merișoare ajută la prevenirea recurentelor infecțioase ale tractului urinar. Sucul din valză tratează ulcerul. Sucul din cireșe este un remediu excelent pentru durerile de gută. Așadar, dacă suferiți de vreuna din aceste afecțiuni, nu ezitați să consumați aceste sucuri naturale. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile, apreciați materialele și distribuiți canalul.